Motul lui TED este What's the point? De ce am plecat din Elveția să vin și lucrez în România? De obicei este invers. Ba, eu cred că viața, cum a zis, nu este un destin. Viața e făcut de niște evenimente care noi nu controlăm. Democrit și medic Jacques Monod a zis că tot ce este în univers este fructul lui hazard și necesitate. Din asta reținem două cuvinte, hazard și necesitate. Da. Celălalt este Charles Darwin, care a zis cine supraviețuiesc nu este cel mai inteligent, nu este cel mai puternic, este cel care se adaptează cel mai repede la schimbare. Luăm al treilea cuvinte, schimbare. Hazard, necesitate și schimbare. Necesitatea este baza de tot. E clar că avem nevoie de mâncare, avem nevoie de un adăpost și pentru asta trebuie să câștigăm niște bani și pentru asta trebuie să lucrăm. Sigur că mulți dintre noi, mulți dintre noi preferam să fie aici de fiecare dimineață undeva între 10 și 11, liniștit, așa. Dar, de fapt, cred că mulți dintre noi mâncam un sandwich acolo. Și la prânz mâncam aici. Da. Am lucrat într-o firmă mare americană în Elveția, cu 40.000 de angajați și într-o zi s-a dovedit că în Elveția se plătesc prea mult taxele și firma s-a mutat în Irlanda. Bine, americane sunt așa. Domnul Stefan, plecam în Irlanda, ne mutăm acolo într-o lună de zile. Veniți cu noi sau am un divorț, o casă, două copii în Elveția, într-o lună de zile nu cred că pot să rezolvă tot asta. Bine. Și în Elveția, că totdeauna administrație durează cu divorțul. Răspunsul a fost, nu, eu nu pot să mă mute așa repede în Irlanda. Am fost dat afară, concediat, da, cu 3 luni de zile de salariu, un certificat frumos și gata. Asta s-a întâmplat în 2007, la 50 de ani. La 50 de ani în IT business în Elveția, e gata. Niciun șans terminat. Am fost la șomaj, am avut niște cursuri de cum să facem un CV, cum facem un interviu. N-am reușit. Într-o zi așa de deprimare, am fost cu copii într-un parc de aventură în Elveția. Hazard a făcut că colegul lângă mine în birou înainte la firma americană a fost un român cu același probleme de divorță și tot.
am ținut legătura cu el și am fost după amiaza cu copiii respectivi la un parc de aventură în Elveția. Am cunoscut director de parc, am vorbit puțin de problema asta și el a avut ideea. De ce nu te duci în România și de ce nu faceți un parc de aventură în România? Nu am fost prea încântat cu ideea să plec din Elveția și să mă duc în România. Ca mult elvețian, avem, cred că lipsă o diapozitiv, bine, ca mult elvețian avem o idee destul de fals despre România și n-am vrut să plec acolo. Am așteptat, dar necesita vine mai prezentă. În Elveția șomaj este un an de zile. După un an de zile, intrați în domeniul de asistență publică. Am o diplomă de cel mai bună școală din tip din lume. Eu vorbesc 3 limbi, nu se poate. Părinții s-au sacrificat pentru să plătesc școala. Eu trebuie să fac ceva. Dacă nimeni nu vrea să mă angajez, atunci eu fac businessul meu. Am plecat în România, am vândut tot. În 6 luni de zile am rezolvat tot în Elveția, am vândut casa, mașini, tot și am plecat în România, în București. Cunosc așa puțin mașinile, cât costă o mașină, cât costă un leasing. Și am stat așa 2 ore pe piața Victoriei și când am văzut atât de mult de BMW X5, de Range Rover, de Porsche Cayenne, am gândit, cred că se poate să facem câteva business aici în România. N-am știut exact cum merge business în România, am pierdut câteva 3-4 luni de zile la București, încerc să vorbesc cu primar general și cu primar de sector 1, că am vrut să fac o parc de aventură lângă banea sa, lângă grădina zoologică și nu am putut. Un weekend am venit în Brașov și am făcut, asta e ideea de România, de fapt, că avem în Elveția, din păcate, dar acum tot familia, tot prietenii care au venit aici sunt cel mai bun ambasador pentru România, că au văzut că nu este așa. Administrație romană, da, așa este, da. De fapt, cel mai mare aventură așa a fost, să aduce un concept nou în România a fost foarte dificil. M-am plimbat dintr-o birou la alții, la un parc de aventură, este turism, domnul, mergeți la Minister de Turism și la turism, parc de aventură, dar este într-o pădure asta, nu? Pădure depinde de Minister de Agricultură. Mergeți acolo. Bine. După am găsit norocul în Brașov, am găsit un primar care am putut să vorbesc cu dânsul destul de repede și primar a fost încântat cu idei și m-a ajutat puțin cu multe pădure din Brașov și am ales pădure respectiv și coincidență, hazard, necesită să fac ceva. Așa a fost un drum și drumul cel mai dificil din viața, de obicei nu sunt semnalizați, sunteți aici, suntem ca o foi, ca frunze care se plimbă așa cu vânt. Acum am avut noroc, afacere s-a dezvoltat, hazard a făcut că au venit niște străine și la parc,
au vrut să facă același lucru și în alte țări. Ne dezvoltăm acum în străinătate și viața este ceva care trebuie să fie, cel mai dificil a fost să se adapteze. Am mâncat acum fiecare zi niște probleme și să mă adaptez cu stilul roman, pe drum sau pe administrație, da? Dar am făcut și sunt foarte mulțumit să fiu aici. Eu văd că încet, încet, toată lumea se venim cu un fel de cultură planetară acum. Oriunde mergem, găsim același telefon, găsim același tinere care ascultă același muzică, care beau același Carlsberg, care sunt îmbrăcați cu Dolce Gabbana și genți Gucci și fotbal, muzică, știința, tot devine așa un fel de cultură universal și trebuie să ne adaptăm foarte repede. Tineri de astăzi, Doamne ajut, sunt acasă cu două tineri care mă ajut să mă adaptez foarte repede și noroc am un job care mă permite să mă mențin fizic și mental. Mulțumesc frumos!